O școală deschisă către lumea de mâine este crezul pe care de ani de zile profesorii de la George Enescu insuflă elevilor orașului Năvodari. Avem mari emoții cu toții. Este o zi deosebită, este o zi sfântă, Sfântul Gheorghe, dar este sfântă și pentru instituția noastră, pentru că de ani de zile, ziua de azi reprezintă ziua școlii gimnaziale George Enescu. Moment de mare bucurie pentru noi toți. În 1924 a fost înființată aici școala elementară de 4 ani, iar de atunci și până la sărbătoarea de astăzi, școala George Enescu a reușit să-și facă o adevărată reputație. E o zi specială pentru ei, e o zi specială și pentru mine și pentru primăria orașului Năvodari. Vă dați seama că, ca și administrație, suntem alături de toate școlile din Năvodari. Mai mult poate față de școala George Enescu, unde învață copiii mei și bineînțeles că sunt apropiat de ceea ce înseamnă educație la nivelul orașului Năvodari. Sute de elevi au călcat pragul acestei instituții de învățământ, iar la ceas aniversar, conducerea actuală a școlii George Enescu a trecut în revistă câteva dintre realizările cu care unitatea de învățământ se mândrește. Cea mai recentă este chiar diploma de excelență pentru implicarea de care elevii și profesorii au dat dovadă în proiectele derulate în parteneriat cu cei de la Crucea Roșie Constanța. Sunt bucuroasă că am primit și o diplomă de excelență astăzi din partea Societății de Crucea Roșie. Noi colaborăm foarte bine, am organizat împreună cu doamna director de la Societatea de Crucea Roșie multe activități și iată, școala noastră a primit o diplomă de excelență. E un moment de bucurie, suntem fericiți să îi avem pe toți cei dragi alături de noi. Din acest moment am socotit că merită o diplomă de excelență pentru că am fost în fiecare clasă, ne-am luat o zi în care am intrat din clasă în clasă, de la cei mai mici până la cei mai mari și se vedea, cum să zic, educația pe care o dădeau profesorii acestei școli. Când copiii au fost deschiși și nu am văzut un copil care să spună că n-ar vrea să aducă. Chiar s-a strâns un grup de voluntari din această școală. Ceremonia a continuat cu premierea elevilor școlii pentru rezultate deosebite la olimpiadele școlare, dar și cu o serie de spectacole realizate de talentații copii ai acestei școli. Ana Maria Oancea, clasa 8B. Premiul al doilea, faza județeanului.